Viteza este printre principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere. Numai în județul Mehedinți, de la începutul anului și până în prezent, au avut loc 26 de accidente din cauza vitezei excesive, în care 5 persoane și-au pierdut viața. De aceea, timp de mai bine de o săptămână, șoferii vitezomani vor fi în vizorul poliției rutiere. În perioada 20-26-8-2012, pe raza județului Mehedinți, se desfășoară o serie de acțiuni pentru combaterea excesului de viteză. Cu ocazia activităților la nivel european privind calendarul activităților TISPOL. Este de fapt o acțiune care se desfășoară simultan în 27 de state europene. În cadrul ei sunt folosite toate sistemele de supraveghere a traficului rutier și măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor din dotarea poliției. Pentru vitezomani, gaura din bugetul propriu va fi direct proporțională cu viteza indicată de aparatul radar. Când ați spus că ați avut 86 semnătura dumneavoastră, aici că aveți drept la contestație semnătura și aici că vă înmânez un proces verbal, copia. Dacă aveți, da, 210 lei, puteți să achitați pe loc, vă dăm chitanță. Am avut, dar nu chiar cât au spus ei, că am pilot automat la mașină. Eu aveam 90 cu pilot automat, deci în realitate vreo 86. Și au zis că am avut 92. Au cam exagerat un pic. E adevărat, am trecut peste viteză, dar... Acțiunea se va încheia la sfârșitul acestei săptămâni. Între timp și în județul Mehedinți sunt amplasate aproximativ 6 filtre pentru sancționarea șoferilor vitezomani. La nivel european, viteza excesivă se regăsește între primele 3 cauze generatoare de accidente rutiere grave, constituind și cauza principală de producere a acestora în rândul tinerilor cu vârsta între 18 și 25 de ani. Pericolul pentru vitezomani există nu numai atunci când autovehiculele sunt conduse cu o viteză superioară limitei legale, dar și în situațiile în care viteza nu este adaptată la condițiile de drum, chiar dacă se încadrează în limitele impuse de lege.